Bună seara, stimați prieteni! Iată o nouă întâlnire, un om pur și simplu, o să vedeți că chiar un om pur și simplu, dublat de un intelectual pur și simplu. Această emisiune a apărut după ce săptămâna trecută am fost la Madrid. Sigur, orașul e frumos, Madridul, Valencia, spectaculos prin arhitectura realizată mai ales la Valencia, Calatrava, pe legat de celebrul arhitect legat în special de zona aceasta culturală, științifică, cetatea culturii și științei. Nu sunt multe în lumea asta de genul ăla. Madridul, care oferă iarăși o imagine culturală fantastică, cu teatre multe, nu neapărat de spectaculoase de mărime. Chiar și opera la Madrid este destul de micuțe față de altele din Europa, dar prin multitudinea și mai ales prin participare, stimați prieteni. N-am văzut, nu cred că am văzut în multe locuri, inclusiv la Paris, atâta lume care să ia cu asalt muzeele. Și nu doar Prado sau, eu știu, Regina Sofia, celebre deja pentru ceea ce depozitează acolo, artefacte, Picasso, Velázquez și Goya și ceilalți, dar și chiar muzeele specializate mai mici sunt pline, erau pline de oameni și fantastic, foarte mulți tineri însoțiți de probabil cadre didactice, zic, nu știu dacă erau sau eu știu, însoțitori care de fiecare dată înainte de a intra în muzeu le vorbeau, erau acolo grupuri și grupuri de tineri cărora li se vorbea despre probabil importanța muzeului, despre ceea ce conține muzeul, despre felul cum trebuie, că și asta este un lucru important și îl vom aborda astăzi, felul cum trebuie să intre și ce să vrei să vezi într-un muzeu. Veți spune, bun, da, acolo, uite, îmi spuneai că acolo că sunt oameni care explicau frumos și că poate sunt specializați și poate că atrag. Și în România sunt muzeografi absolut remarcabili. De aceea m-am gândit în această seară să invit la emisiunea noastră unul din acești oameni remarcabili. Pare anonim, el este însă cunoscut în lumea intelectuală băcăoană. El este, cum să spun, multilateral specializat, să zic așa, și vorbește cu același tonus și cu aceeași bucurie și cu aceeași pasiune și despre etnografie și despre arta plastică și despre istorie și despre părțile sociale, viața socială a noastră. Este domnul Iulian Bucur. Bine ați venit încă o dată. Bine v-am găsit. Ca de obicei ați răspuns a fost cu mare bucurie și receptivitate la invitația pe care v-am adresat-o și asta spune foarte mult, pentru că cineva care nu are, asta e opinia mea, dacă o subliniez, dar poate că și altora, că atunci când cineva nu refuză sau are atitudinea asta de fată mare, așa când e vorba de invitat, eu cred că are o anumită temere, nu neapărat timiditate, cât o anumită temere. Temere avem toți când suntem în fața televizorului, inclusiv eu, pentru că suntem în dialog cu o masă de oameni care te judecă și care judecă, nu mă judecă, judecă ceea ce spunem și se face într-o emisiune. Deci, spuneam că în România muzeele nu mai sunt cu asalt. Dacă n-ar exista noaptea muzeilor, eu nu știu dacă ar fi cos la muzei. Este adevărat, scriam pe generic acolo, muzeul este doar amintire, o bifare a actului de cultură sau chiar reprezintă încă un act de cultură? A spus cineva că amintirile sunt locuri de întâlnire, locuri unde ne putem întâlni. Muzeul este într-adevăr un loc al amintirilor, dar este un loc unde ne putem și unde ne putem întâlni cu noi înșine, cu dumneavoastră, cu publicul, cu cei dinaintea noastră și, de ce nu, cu cei care vor veni după noi. Muzeul este un fel de grădină zoologică pentru obiecte. Le ținem acolo într-un fel de captivitate. Le-am adus din șanțuri arheologice, le-am adus din poduri prăfuite, le-am adus după ce pictorul a luat pensula de pe pânză,
le-am adus și încercăm să le facem o captivitate plăcută acestor obiecte. Inclusiv natura am adus la muzeele de științe. Exact. Inclusiv. Da. Într-adevăr, există o lege a muzeelor pe care probabil că puțin dintre cei care ne ascultă au citit-o. Și această lege are așa un opis în care sunt prinse multe, multe din cele care, care ajung în depozitele noastre și în expozițiile noastre permanente. Pentru că un muzeu înseamnă foarte puțin sus și foarte mult jos. Asta înseamnă că avem depozit, avem un patrimoniu pe care îl păzim. Și de fapt noi nu suntem altceva decât niște custozi la un patrimoniu. La un patrimoniu pe care l-am primit. Un patrimoniu care ne-a fost încredințat. Uneori direct, uneori indirect. Indirect atunci când arheologii noștri merg și găsesc ceva și aduc la muzeu. Spuneți încă ceva alături de acest patrimoniu, aș zice, sigur, cu anumite ghilimele așa, un patrimoniu intelectual, pentru că cei care lucrează în muzeu sunt cercetători. Sigur. Un muzeu e format într-adevăr dintr-o coajă care deseori se sparge, o coajă de zid. Iar în coaja asta există acest patrimoniu și există niște oameni. Niște oameni care se joacă zilnic cu acest patrimoniu. Să te joci zilnic cu patrimoniu înseamnă să faci mici operațiuni, mici proceduri de conservare, de restaurare, să-l iei iar la cercetare, pentru că un obiect e mereu proaspăt. Chiar dacă are 4.000 de ani, e mereu proaspăt și mereu îți oferă o surpriză. E ca și cum revezi un film și oricine revede pe aripile vântului, e imposibil să nu mai descopere ceva. De asta să știți că e tare frumos să lucrezi la muzeu și e tare plăcut să vezi o ușă deschisă pe unde pot veni mai mult sau mai puțin vizitatori. Spuneați într-adevăr că aici la Bacău și aici în România și sunt mai puțin decât la Vatican, sunt mai puțin decât la Prado și e foarte adevărat că sunt mai puțin vizitatori și nu e vina numai decât a vizitatorilor. Nu e vina voastră, e vina noastră în primul rând. Și noi așa trebuie să gândim lucrurile, pentru că dacă dăm vina pe dumneavoastră, lucrurile rămân blocate cumva. E vina noastră și e vina noastră pentru că probabil nu știm încă atât de bine cum să vă arătăm, cum să vă spunem povestea obiectelor noastre. Nu știm foarte bine, dar ieșim pe ușa muzeului și noi și când dumneavoastră nu veniți, noi mergem la voi și mergem mai ales la copiii dumneavoastră. Mergem la copiii noastre în școli. Mergem la copiii noastre în școli și încercăm să facem acolo, să repetăm cu ei ceea ce au făcut. Lăsați către școlile astea și acea dâră, să zicem, de boabe, de orez, de grâu, de ceva, care să știe să se întoarcă, după ce ați fost acolo, să știe să se întoarcă copiii? Eu aș vrea să cred că da. Și această dâră, această urmă de firișoare de pâine, această urmă de firișoare de sare, această urmă e cumva formată din pasiunea pe care trebuie cu care trebuie să trăim și cu care trebuie să vorbim. Eu cred că într-un muzeu sunt mai mulți pasionați de ceea ce fac decât în altă parte. Aș vrea să cred lucrul ăsta. Eu însumi vreau să cred despre mine că mă tulbură sentimentul ăsta straniu care se numește pasiune. Vedeți, stimați prieteni, că eu sau amintiți din emisiunile trecute, nu viitoare, poate și viitoare, că eu vorbesc mult. Iată că acum nu am cum să vorbesc puțin când vedeți pasiunea în... Am avut dreptate, cred, că atunci când v-am spus de la început, că și în muzeele noastre sunt oameni pasionați. Totuși vreau să insist, da, domnule Bucuri, insist pe ideea asta de a aduce la muzeu. Sigur că și muzeograful, care face și cercetare, care face și administrație, care face... E complexă meseria asta, chiar mai complexă decât își închipuie mulți. Totuși, nu cred că au acea, să zicem, vină de a nu a fi afluență la muzei. Și o să permit atât. Și după aia, gata, mă opresc, vă las mai mult pe dumneavoastră. Păi eu mă gândesc cu tristețe că profesorii de română nu și-aduc copiii la teatru, nu și-aduc copiii la muzeile de literatură. Profesorii de istorie nu sunt prezenți la manifestările făcute de muzeu legate de istorie. Foarte puțin. Profesorii de științe biologice, naturale, nu sunt prezenți la muzeurile de... Profesorii de educație fizică, ca să iau și în alt, nu sunt prezenți în sălile de sport. Cei de desen nu sunt prezenți la vernisaje.
Deci eu n-aș vedea neapărat în muzeografie, măcar curiozitate, și aici să-mi răspundeți cu sinceritate, școlile, conducerile școlilor, inspectoratul școlar, în cele două universități, v-au invitat la manifestări să vorbiți studenților, copiilor? Au venit ei la noi. Au venit profesori cu copiilor, cu studenților și cu elevilor. Și le mulțumim că au venit. De invitat cu scrisoare ne-au invitat și așa. Eu însumi am fost la multe școli din orașul nostru și din județul nostru. Am fost la Mărgineni când a fost o sărbătoare, nu știu ce sărbătoare, cu am fost la Mărgineni, am fost la școala Nicolae Iorga, am fost la școala George Bacovia, am fost la liceul Ferdinand, fostul liceu George Bacovia. Mergem. Ați lăsat semințe acolo, dar le-a mai încolțit, cum vă spuneam, au avut și returul către muzeu. Știți, există o parabolă biblică, există o parabolă cu niște semințe, cu un semănător care aruncă niște semințe și unele cad chiar în drum și nu se prinde nimic, unele cad printre spini și ies ele frumos, că e umbră un pic sub spini, dar după aceea sunt gâtuite de spini. Există și acele semințe care cad printre pietre, există și câteva semințe care vor rodi. Dar acele puține semințe care vor rodi pot asigura un rod. Ajungem la ceea ce spuneam, puține semințe care rodesc față de cea, repet, ce am văzut acum, recent, nu de mult. Eu cred că totuși aici și instituțiile, dar și mai ales zonele astea în care e afluență de public însetat de a afla ceva, de a fi pus în contact nu cu oameni care să le vorbească în lozinci. Vai, am fost la Muzeul de Istorie, aici e Ștefan cel Mare, aia e sabia lui, aia e nu știu ce, aici am văzut muștiințe naturale, asta e gândacul de nu știu cum, asta e... copiii nu mai copii, sunt, și în general, e foarte adevărat. Oameni, nu mai sunt... Oameni, nu. Dacă nu paradigma, e soțit... paradigma e schimbată. Și e și normal, ce e și firesc să fie așa? E firesc să ne întâlnim cu niște copii care să fie pretențioși, să fie capricioși. Și noi să știm să gestionăm capriciul lor și să-l folosim în favoarea noastră. Copii sau chiar adulți care au la internet posibilitatea de a afla în direct și dar pasiunea nu este contrazice. Da, uneori pasiunea ta poate, cum se cheamă, să contrazică și poate să oprească internetul copilului care într-adevăr te poate urmări, te poate verifica în timp real, te poate verifica. Și acest exercițiu e un exercițiu important. Eu cred că, din ceea experiența mea și de cadru didactic, așa, tinerii în general și oamenii, chiar în discuțiile care le ai, nu sunt pasionați de neapărat de niște date cu precizie, ci sunt impresionați, și dacă e așa sau nu, de explicat, spuneți-mi dumneavoastră, sunt mai mult impresionați sau atrași de logica explicat, de contextul în care este așa. Este așa. Ori lucrul ăsta... Nu, mai întâi, acel copil trebuie să aibă cumva, și asta a zis-o un grec, nu zic eu, trebuie să aibă încredere în tine. După ce acel om care te ascultă are încredere în tine, după aceea tu cumva trebuie să găsești, ăsta este etosul. După aceea urmează patosul. Și patosul este, iată, gestul pe care îl fac eu înspre dumneavoastră ca să mă credeți. Și dumneavoastră mă veți crede. Și în sfârșit vine logosul, care înseamnă într-adevăr fundamentul acela de știință care trebuie să, pe care se pune această coajă numită etos și această coajă numită patos. Aceste ambalaje care sunt foarte importante în tehnica discursului. Dacă le ai pe toate trei acestea, atunci ești capabil, cred, să arăți un pahar simplu. Dar în paharul ăsta să trăiască tot nisipul geologic care a trecut pe Valea Siretului, tot focul care a fost undeva într-un cuptor și de ce nu apa asta transparentă să devină translucidă și să te poți oglindi în ea. Cam da, așa. Explicați
Foarte frumos. Dumneavoastră și aplicați. Dar totuși, de ce nu avem 50, da, de ce nu avem 20.000 de vizitatori pe zi cât sunt la Vatican? Până la urmă, asta este întrebarea. E, nu Vatican, dar hai să luăm un muzeu, ceva mai de nivelul. Dar de ce? La Vatican? Dar de ce nu la Vatican? Țineți minte, reținem că vreau să spun un exemplu, că eu sunt un tip pragmatic, asta e meseria mea de jurnalist. Muzeul de lumea s-a dus ca făcut șir, că nu mai aveai loc, la acea expoziție de la Timișoara, altfel cu Brâncuș, care erau adunate niște piese. Dar eu n-am auzit să se ducă și să facă același lucru, pentru că era Brâncuș, da? Da. Pentru că era o chestie, o chestie de marketing. De ce nu există aceeași nebunie, să zic, că până la urmă e o nebunie, să se ducă că sunt lucrări absolut remarcabile, inclusiv Brâncuș era prin București la un moment dat și la alte muzeu național. Există o mică colecție Brâncuș și la Muzeul Național de Artă din București. Există o mică colecție Brâncuș și la Muzeul din Craiova. Există Brâncuș și pe drumul nostru, când mergem înspre București, ne oprim în Buzău și într-un cimitir vom găsi urmele lui Brâncuș. Există acolo un mormânt pe care l-a făcut Brâncuș. Câți dintre dumneavoastră au oprit? Treceți cu mașina și cimitirul se află pe mâna stângă, cum mergem spre București. Și un cimitir nu foarte, zidul e nu foarte înalt, ci un zid frumos. Un zid din cărămidă și piatră. Nu foarte înalt. Numai lângă zid se află bustul unui anonim. Unui anonim pentru care Brâncuș a făcut celebra rugăciune. Și care se află și această rugăciune se află la începutul artei moderne. Brâncuș și-a mutilat statuia atunci. A făcut-o mai întâi întreagă cu o zeiță rugându-se și apoi a venit și a mutilat-o. Ei bine, replica acelei rugăciuni se află la Buzău, într-un cimitir. Foarte puțin a oprit mașina. În ciuda faptului că trec zilnic pe lângă Brâncuș, sau nu trec zilnic, merg frecvent, nu, în drumul spre București. Dar foarte mulți au dus într-adevăr la Timișoara, la acest eveniment. Dar vedeți, nu cumva, e și așa o falsă atracție către cultură până la urmă. Hai să mă duc să mă afișez și eu acolo. Da. Sau mă duc la nu știu ce spectacol, la Teatrul Național, să mă afișez și eu, deși acele spectacole practic nu interesează pentru că nu ai cultura necesară. Unele din ele, sigur. Acum, dacă mă întrebați ce s-a întâmplat exact la Timișoara, eu vă zic așa, că la Timișoara s-a întâmplat un lucru pe care este etern uman. Oamenii plecau de aici, de aici mai puțin, dar plecau și mergeau până la Santiago de Compostela, mergeau pe un drum și se pregăteau acolo să admire un cap. Un cap fără prea mare, un cap care ar fi putut să facă un miracol. Credeau și făceau acești pași și mergeau săptămâni, puteau să moară, uneori chiar mureau și pe drumul ăsta care se numește El Camino și, mă rog, la noi aici încă nu se chema, dar drumurile toate convergeau spre acel cap de Europa. Este Biarritz și Santiago de Compostela, nordul Spaniei. Suntem aproape de Oceanul Atlantic, acolo se termina acel drum. Un drum foarte periculos care trecea prin țara Baștilor. Baștii nu prea te lăsau cu basc după ce treceai pe acolo. Era un drum greu. Cu toate astea, oamenii îl făceau. Îl făceau pentru că există un spirit gregar care ne mână și pe noi, care credem multe lucruri despre noi. Se face lucrul ăsta, mergi, ieși pe linie, visezi la așa ceva, ajungi acolo, de obicei nu ești dezamăgit. Pentru că... Nu, n-am vorbit de dezamăgire. Da, am vorbit de faptul că există așa o atracție uneori de... Sigur că ea pare, uneori pare ridicolă. Ea uneori pare ridicolă. Da, am vrut să spun, am amintit lucrul acesta, că tocmai că dumneavoastră vorbeați aici de faptul că există încă atracții. Există atracții, dar susținute de marketing. Sigur. Este absolut necesar și un marketing la muzeu. Fără îndoială. Asta e. Nu, și în ultimii ani, de fapt să știți că aceste cuvinte bizare existau încă în vremea lui, până în 89, se punea această problemă a felului în care îți împachetezi. Adică deja se vorbea despre produs cultural. Prin 85-86, revistele de muzeologie, așa cum le aveam noi, vorbeau deja simțeau nevoia, deja se vorbea și atunci despre activități de pedagogie muzeală. Lumea asta, deceniul ăsta de dinainte de căderea lui Ceaușescu, deja își punea probleme importante, pentru că Ceaușescu nu s-a cerut autofinanțarea muzeelor. Prin urmare, lumea asta a muzeelor intrase într-un fel de criză încă de atunci. Gândiți-vă că în anii 86-87,
Muzeografii au făcut mai multe felicitări decât artiștii plastici la fondul plastic, pentru că trebuia să te autofinanțezi. Primăriile din Faraua, Nicolae Bălcescu, Gârlend, plăteau muzeografi ca prin primării să existe, să existe material ideologic, dar care să fie corect. Pentru că exista riscul ca un primar să nu știe exact în ce parte trebuie să stea basca lui Ceaușescu, șapca lui Ceaușescu. Și atunci se dădea unui muzeograf care, contra cost, lipea corect poza pe, în primării. Am înțeles. Era, e un lucru care părea, pare rău și este reprobabil până la urmă. Se mai întâmplă fenomenul de genul ăsta? Nu, sigur, nu mă portretul lui Ceaușescu. Nu, în ce sens? Solicitările ale muzeografului să facă ceva altceva decât cercetare, pasiune în expunere, prezentare. Poate altora, la alte muzee, mie, personal, nu mi s-a cerut decât să mă duc în școli, să mă duc pe teren. M-am întâlnit frecvent cu domn primari. Cu domn primari, da, care m-au ajutat. Se pare un lucru adică, da. Iertați-mă. Uneori, în munca de teren, ai nevoie inclusiv de bibliotecara din sat. Care poate să plece mai ușor din... Și care poate fi impulsionată să facă ceva. Am adus din Livezi, din comuna Livezi, am adus o poartă. O poartă la care am ținut tare mult. O poartă pe care am tot urmărit-o, mergând înspre Onești. E o poartă făcută, într-adevăr, la Berzunți, dar pe care un tractorist a atârât-o de acolo, o poartă de Berzunți, într-adevăr, fără acoperiș, dar o foarte frumoasă poartă. Și pe stâlpii acestei porți sunt așa, mai întâi este pus un cuc sus, o pasăre, pentru că pasăre este despre libertate, după aia urmează un cerb, care este despre mândrie, după aceea este un urs, care este despre veșnicia noastră și despre... Nu, un urs trăiește 999 de ani și 52 de săptămâni, a spus-o Ion Creangă, după aceea este un berbec, care este foarte consecvent și avem nevoie frecvent de consecvență, avem mereu nevoie de consecvență, după aceea este un foc. Și toate aceste semne sunt puse acolo, pe această poartă de la Berzunți, dar care ajunsese la Livezi. Ei bine, am tot urmărit-o și la un moment dat am zis că o să facem o ofertă acelui proprietarului ca să o aducem la muzeu. Toată lumea știa de pasiunea mea, aceasta mea pentru acea poartă și un consilier, nu-i dau numele, da, putem să spun, dacă Marian Lungu îl cheamă, da. Un consilier din Sânduleni, care știa despre pasiunea mea exact pentru acea poartă, a văzut într-o zi, el fiind din Sânduleni, nu din Livezi, a văzut că se lucrează la acea poartă și acea poartă va fi înlocuită cu o altă poartă, așa cum se face astăzi. Și atunci m-a sunat, el mergea spre Bacău. Atunci eu am luat legătura cu doamna bibliotecară, căreia îi sunt recunoscător și căreia îi mulțumesc, care s-a dus acolo și a zis: domnule, m-a sunat cineva de la muzeu, deci opriți-vă, nu știu ce faceți aici, dar nu mai e voie să... Doamna a crezut că va fi o treabă apocaliptică dacă... Am vorbit din nou cu doamna și am spus: nu e nicio problemă, spuneți-le să scoată cu cea mai mare grijă poarta, foile. S-a întâmplat lucrul ăsta. Vedeți? Iată, îmi relefați cel puțin pentru mine o altă dimensiune pe care, iată, acum mă gândesc ce am văzut în străinătate, dorința asta de a salva patrimoniul. Ori dumneavoastră, într-adevăr, sunteți, pentru că am vrut să las ca subiect separat pasiunea dumneavoastră în general pentru etnografie, pentru... Da, de fapt, lucrez la muzeul de... Muzeul de etnografie și zona, secția de etnografie și folclor. Am vrut să spun lucrul ăsta, o să vorbim, pentru că muzeul din Bacău are o contribuție prin anii 1997, cred că, sau cam așa ceva, sau 2005, cam așa, o contribuție, a spune, esențială, pe care n-am mai văzut-o la niciun muzeu din Bacău. Revin, îmi permit să revin, dar înainte de asta aș vrea să constatați singur că am avut dreptate atunci când vorbim de oameni pasionați, și mai sunt oameni și pe domeniul istoric și pe domeniul științe naturale la Bacău. Mergeți la muzeu și vedeți acolo, să vedeți câtă pasiune e și, cum să spun, nu e pierdere de vreme acolo. Dar revenim, domnul Ilian, îmi cer scuze pentru paranteza asta. Vorbeați aici însă de un lucru care chiar amintește, de faptul că existau înainte de 89 muzee, reviste specializate. Mai există așa ceva legate de muzeu și încă ceva. Știu că la facultăți nu se face și muzeistică proprie, sau se face, dar foarte puțin, în general, mai ales în afară de istorie, mai puțin în alte domenii.
cum sunt pregătiți, de fapt, muzeografii? Pregătiți în sensul nu al capacităților de a fi oameni de știință, a capacităților de a comunica alea. Eu chiar nu știu aici. Bine, atunci vă spun doar așa, că, într-adevăr, muzeologia, așa cum se studiază ea în facultăți, în facultăți de etnologie, în facultăți de istorie, așa cum am studiat eu, în facultăți de istorie, muzeologia este o știință cum este orice altă știință, dar uneori e predată cu har, uneori cu mai puțin har. Bifează, acolo că există un capitol care vorbește. Dar după aceea, atunci când te-ai angajat într-un muzeu, trebuie să-ți obții un atestat. Cei mai mulți dintre colegii mei de la muzeu au un atestat pe care îl dă Ministerul Culturii printr-o instituție subordonată. Și în lume există. Eu, de exemplu, sigur, dacă mă duc să vorbesc cu unui grup la Louvre sau în altă parte... Aveți nevoie de un atestat. Da, nu-mi de voie, da, pentru că zice că normal trebuie să știi ce acolo. Sau la templele grecești sau în multe muzee, nu-ți de voie dacă n-ai acest. Astfel încât într-un muzeu structura foarte mare e format, structura este formată din muzeografi, conservatori și restauratori. Așa, toți aceștia trei au nevoie de acest atestat. Bun, există condiții de pregătire acum? Eu, de fapt, aici vreau să... Atunci când ajungi la... și faci cursul ăsta și obții atestatul ăsta de muzeograf, vine o doamnă care vorbește tare frumos și te învață tehnica vorbitului și te va învăța că tu vorbi, tu atunci când vorbești, nu vei face, nu începi de la stânga și dai înspre dreapta, pentru că la televizor se vede invers. Începi să vorbești cu mâna dreaptă și dai înspre stânga, pentru că cel care vede să priceapă. Asta se învață acolo la tehnica vorbitului. Sigur că... Dar există asemenea oameni care se pregătească în tehnica comunicării, a vorbitului. Da, acum sunt și muzeografi care lipsesc la cursul de tehnica vorbitului, dar există și oameni care își dau seama că domeniul ăsta e foarte important. Cum voi da din mâini atunci când vorbesc? V-am spus, trebuie să încep cu dreapta și să merg înspre stânga. Trebuie să fie invers, așa cum suntem obișnuiți noi europeni. Nu, noi europeni suntem obișnuiți că tot începe la stânga și merge spre dreapta. Ei bine, când vorbim, dragilor, noi dăm invers. Noi, lumea noastră e pe dos ca să fie pe față pentru dumneavoastră. Așa se întâmplă. Învățăm cum trebuie să, când dăm din mâini, începem sus, jos, stânga, dreapta, sus, jos, dirijăm. Nu e. Ar trebui să învățăm să vorbim așa cum au învățat grecii, care trebuie să țină discursuri cu pietre în gură, pe care să le ținem și să nu le scuipăm atunci când vorbim. Toate lucrurile astea fac parte din acest atestat pe care îl obținem. L-a obținut toți muzeografii. Aici e problema, domnule Bucur. Dar există o doamnă, nu știu numele acum, eu am obținut acest atestat, l-am obținut acum 20 de ani. Și mi-aduc aminte că dintre toate cursurile, ăsta era cel mai nou dintre cursuri. Și acest curs de arta vorbirii a fost cel mai interesant de departe. Eu cred că foarte puțină lume știe că există asemenea cursuri. Poate că credibilitatea muzeografiei, dacă s-ar ști mai mult, de-aia vă las... V-am spus, credibilitatea e foarte importantă și au spus-o alții, că avem nevoie de încrederea dumneavoastră atunci când ne întâlnim, avem nevoie să facem niște metafore, să vă captăm și apoi avem nevoie de știință. Am zis-o și în altă... Știința am spusă în poveste, pusă sigur, în poveste, sigur. În narațiune așa. E obligatoriu. Da. Acum, timpul zboară extraordinar de repede. Nu s-a terminat, mai avem puțin, vreun sfert de oră, dar nu vreau să trec peste ceea ce m-a frământat și mă frământ încă. Cum, domnule Bucur, ați trecut așa de ușor și nu v-a obligat nimeni până la urmă. De la arta plastică, la etnografie, la istorie, la istorie pură, la istoria artei. Pregătirea mea este o pregătire de istoric de artă. Asta înseamnă o foarte, zic eu, cursurile mele s-au chemat artă populară și etnografie și ele nu au fost făcute chiar cu oricine, au fost făcute cu Irina Nicolau, cea care a gândit, a gândit Muzeul Țăranului Român, nu singură, e foarte adevărat, împreună cu Horia Bernea, dar partea științifică, Horia Bernea a avut viziunea acelui muzeu, a văzut, a simțit, dar partea
științifică, fundamentul acela științific. Logosul Irina Nicolau l-a făcut. Irina Nicolau a fost profesoara mea de artă populară și de etnografie și de antropologie. Și Irina Nicolau nu ne cerea să... Irina Nicolau îmi cerea să povestesc ce am făcut, ce mi s-a întâmplat la Crăciun. Când a venit acasă în și atunci când simțea ceva fals și simțea această femeie, această aromâncă foarte deșteaptă, simțeai imediat falsul și îți arunca lucrarea fără nicio problemă și trebuia să spui iarăși ce ai făcut la Crăciun ca la un preot. Și până când nu simțea adevărul că există, adevărul așa, uneori plictisitor, dar adevărul plictisitor era ceea ce ne cerea în textele pe care trebuia să le redactăm și noi. Și care putea fi pornirea către ceva. Și care putea să fie pornirea. Astfel încât între arta populară, între etnografie și artele plastice, nu există o ruptură. Ele sunt, știți, ziceau oamenii vechi, spuneau ars una. Asta înseamnă că arta este una singură, simțământul e unul singur. Sigur că un obiect, dar mulți semnificație, specializare. Un obiect etnografic este pe lângă este un obiect care vine din lumea veche, dar el are și această calitate de a fi frumos. El are și această, știți, artele plastice înseamnă și design de obiect. Design contemporan de obiect. La Universitatea de Arte din București, studenți băcăuani, mulți studenți băcăuani, studiază nu frumosul acela clasic, așa cum îl, ci studiază cum să facă designul cel mai simplu al aeronavelor. Ce avem nevoie în avion? Avem nevoie de un brâu înflorat în jurul întrerupătorului? Nu. Avem nevoie de simplitatea absolută. Și funcționalitatea devine ea însăși frumoasă. Un obiect din Muzeul de Etnografie îndeplinește exact lucrul ăsta pe care l-a zis acum ca un adevăr de s-a denotat în caiet. Funcționalitatea frumoasă. Adică uneori îndepărtăm destul de mult ca să obținem obiectul sigur. Mă uitam la opera din Valencia, care este o capodoperă, ceva uluitor și ce a făcut în general Calatrava acolo. Dar este uluitoare că putea fi simplu o clădire maiestoasă, impunătoare, apăsătoare. Nu, este o lucrare remarcabilă care imită, să zicem așa, într-un fel un delfin, dar care prin ceea ce oferă sensibilitate, înainte de a intra, îți oferă această sensibilitate. Probabil că și într-un muzeu, înainte de a intra, trebuie să ai poarta deschisă, nu neapărat clădirea, ci cineva care să-ți vorbească. Insistă în continuare pe pregătirea asta, prin dorința asta, dacă dincolo de dorința fiecărui muzeograf de a se perfecționa, atât în comunicare, cât și în partea științifică pe care o are, ar trebui să existe și nu neapărat o chestie de construit, dar ceva care să-i oferă lui cadru să se pregătească, să dorească, să fie mai prezent, să zicem așa. Că apare și chestia asta de lăsare, că vezi că nu mai vine nimeni, că te iei cu viața asta de care e așa cum este, te mai uiți pe la televizor și te înspăimântă una sau alta ce se spune acolo aiurea, că și presa a devenit media, nu presă, este o presă a comunicatelor și a declarațiilor. Deci, și devine această delăsare. Am observat-o, îmi pare rău, și la profesorul de muzică, am profesorul de muzeograf. Vreau să vă contrazic. E foarte adevărat. Dacă n-ar fi adevărat, ar fi ca la Vatican. Da. Am avea 20.000 de vizitatori într-o zi. Atâția sunt la Vatican. La Muzeul de Etnografie sunt 20.000. La Muzeul de Etnografie înseamnă partea secției de etnografie din complexul muzeal Iulian Antonescu. Care este ceva, vă spun, stimați telespectatori, intrați la acea secție, pentru că, sigur, nu e muzeul satului, care are altă menire și altă structură și altă... Aici o să vedeți lucruri absolut remarcabile. Și trebuie să spun, mă iertați că trebuie să... În urmă, spuneam cu câțiva ani înainte, în cursul acestei emisiuni, că am văzut o manifestare remarcabilă pe care ulterior nu s-a mai realizat. Consiliul Județean a făcut, era înfrățit cu regiunea Limoș, a făcut o prezentare, a mutat pur și simplu secția de etnografie, acea minunată, și vă rog să intrați la etajul 2, parcă nu? Și a mutat-o la în Franța, de fapt, la Limoș. Povestea e o poveste tare frumoasă. Cele mai frumoase obiecte, pentru că mutarea asta e o mutare un pic complicată. E o mutare care trece prin vame și prin vămile. Sigur, și cu autocare și cu montaj. Și acolo am văzut că muzeografii respectiv, trebuie, îmi face plăcere să amintesc că pe fosta director, doamna Finița Feodosia Rotaru, da, care
și fosta directoare a muzeului, Lăcămioara Stratula, care nu îi făceau nicio abstracție, pur și simplu au cu ciocanul mâna montat. Ei, vreau să spun că a fost uluitor. Oamenii aceia din zona aceea de întreagă Limoj s-au perindat 3-4 zile cât a stat acolo expoziția, uluiți și încântați de ceea ce vedeau. Ei, din păcate nu a mai fost repetat asemenea lucruri și acea expoziție a dumneavoastră ar trebui, zic eu, prezentată mult, mult mai dinamic pentru a arăta că există exemple și în România. Ce spuneam la început? Oameni pasionați, lucruri extraordinare de făcut, doar atât. Că ne interesăm prea mult de, nu politica, cultura, ne interesăm de lucruri câteodată mărunte care țin într-adevăr de viața noastră. Dar de viața noastră ține și muzeul, nu? Așa aș vrea să cred și eu, că de fapt aceste obiecte nu sunt, sunt ale noastre așa, printr-o semnătură. Deci copiii dumneavoastră acum ați să spunem. Dar așa. E vorba despre ceea ce au făcut bunicii celor care ne privesc. Și am un respect imens și pentru cei care ne privesc, dar mai ales pentru bunicilor, care au făcut ca o lume să funcționeze. În absența internetului, în absența multor lucruri, au știut să se orienteze în timp și spațiu. Au știut să citească timpul, uitându-se simplu, la stele. Și știau stelele, le cunoșteau, știau că la ora asta, știau că e o anumită oră după poziția carului mare. Veneau până la fabrica Letea, care funcționa, știind cam unde este, cam unde trebuie să fie carul mare, astfel încât să facă drumul exact când suna sirena fabricii și când ieșea schimbul, astfel încât să-și poată vinde laptele sau ouăle sau să vândă vinul acolo la muncitorii care ies. Și asta și orientarea s-o făceau în timp folosind niște stele. Astăzi nici măcar nu mai vedem stelele. Nu mai vedem stele pentru că avem nevoie de foarte multă lumină, de asta parazitară, așa știți, toate felinarele astea opresc până la urmă vederea, să vedem stele. Și există o noapte de august când stelele cad, știți? Stelele cad și credeau bunicii noștri că în acea noapte, de fapt nu cad stele, ci se sfâșie perdeaua asta neagră, draperia asta neagră care este noaptea. Noaptea nu este altceva decât o draperie care se pune între soare și noi și această draperie, această perdea, această pânză neagră are niște găuri și acele găuri sunt stelele. Ei bine, noaptea aia de august, care este noaptea de Sfântul Laurențiu, atât în calendarul catolic cât și în calendarul ortodox, acea noapte se sfâșie bucăți atunci când cad stelele și l-ai prea vedea pe Dumnezeu. Și noaptea muzeilor poate face... Și noaptea muzeilor este o noapte nu cam poate așa. Avea un asemenea rol. Asta e, cred că același se sfârșie și poți să vezi ceva. Chiar, cum să spun, dus de spiritul ăsta. Poate uneori gregar așa, de a te lua după ceva sau după o chestiune de marketing. Dar e un moment important. E un moment care îmi place tare mult. E un moment care... Și e ca un fel de hram, dacă vreți. Și... Cei care totuși au gândit. Cei care au gândit totuși această noapte a muzeelor, au gândit-o foarte bine, pentru că poate uneori ne rușinăm. Din snobism, da. Indiferent din ce se vine dar acolo. Dar e foarte bine. Uneori ne rușine să intrăm în biserică pentru că avem îndoieli. Avem îndoieli. Dacă dumneavoastră nu aveți, eu am foarte multe îndoieli. Eu am fost întrebat de elevii mei la liceu de artă dacă cred în Dumnezeu, de exemplu. Și atât am putut să spun că nu știu dacă există... De fapt, întrebarea a fost mai abruptă. Există sau nu există Dumnezeu? Și eu n-am putut să spun decât că atunci când, totuși când mă gândesc la Dumnezeu, când mă gândesc la ideea de Dumnezeu, am un simțământ bun, plăcut. Nu știu dacă există sau nu, dar simțământul ăsta mi-e suficient cât să zic totuși că există ceva. Ei bine, cam așa este și cu această noapte a muzeelor. Îndoielile dispar în acea noapte. Cred că sunt printre cei printre băcăoani. Se deschid niște ferestre. Exact, există niște băcăoani care altfel s-ar simți dacă râde vecinul că eu am fost la muzeu, da, nu? Da. Dar în acea noapte nimeni nu râde de nimeni. Așa cum era de exemplu, știți și de Dragobete. De Dragobete orice chiar dar nu știi să vorbești, tot puteai să cucerești o fată, pentru că era ziua în care puteai să cucerești oricine, avea dreptul legitim să vorbească cu o fată. Chiar dacă ar fi fost un pic gângav ca mine acum. Da. Înțelegeți? De asta, pentru că s-au creat, astea sunt sărbătorile.
Nu, momentele astea de legitimitate pentru toată lumea. Așa deci, că... Da, și curios e faptul că la această noapte a muzeului, în special tinerii, părerea mea este atunci ar trebui o mobilizare generală a tuturor muzeografii, indiferent că pe cercetare, pe cele trei dimensiuni pe care le-a spus dumneavoastră, ar trebui o mobilizare generală, pentru că atunci este din snobism, din imitație, din spirit de... vin foarte mulți tineri. Așa este. Și atunci poate ar fi momentul ideal de a transmite bucuria asta de a fi într-un muzeu. Asta e părerea. Dar cred că asta trebuie să o facă și profesorul. Rămân, dumneavoastră sunteți așa mai elegant în ce spune, dar părerea mea că profesorii ar trebui să aibă un rol esențial în lucru. Să-ți ducă copiii, sigur, și la plimbare în parc și la nu știu unde să strângă, nu știu ce, să facă nu știu ce acțiuni de caritate, dar să-i ducă și la muzeu. Pentru să-i ducă la muzeu nu cu vărguța după ei, că dacă cumva n-ai fost, ai încurcat, ci cu bucuria de a prezenta. Acolo sunt întâlniți oameni excepționali. Asta trebuie să fie. Și sunt oameni excepționali. Într-adevăr. Mă gândesc, iertați-mă, dar mă gândesc nu numai la un loc unde munciți dumneavoastră, și la Complexul de Științe Naturii, doamna de la Bacău, doamna Curău, probabil că își va căpăta dimensiunea aceea pe care o visa fostul director, domnul Barabaș, Nicolae Barabaș, care visa aici o dimensiune națională a acestui muzeu. Probabil că așa va deveni. Deocamdată eu strâng așa din umeri și evit să vorbesc și muzeul de istorie și arheologie și revin aici. Noi avem și o responsabilitate, domnule Bucur. O responsabilitate mare, pentru că rețeaua de muzee din România, așa cum este acum, a fost făcută de un băcăuan, tot un Iulian. Un Iulian Antonescu. Adică... Asta este și, nu, știți, și le spun băcăuanilor, ne numim Iulian Antonescu și frecvent, mai ales atunci când avem oaspeți, avem oaspeți și evrei, care vin să-și vadă orașul. Și care vin și citesc acolo Iulian Antonescu și îmi spun, dar de ce se cheamă Iulian Antonescu? Păi uitați, dar nu este Ion Antonescu. Nu, este, dar ce mi-e Iulian, ce mi-e Ion? Nu, da. Sunt personaje diferite. Și că le încerc să le spun evreilor care ne vizitează. Domnul Iulian Antonescu impresiona, pentru că el, atunci veneau mai mulți și francezi în vremea când era directorul Direcției Naționale a Muzeilor. El a făcut rețeaua... Nu numai muzeul Bacău, rețeaua națională de muzee, așa cum este creația lui. Și veneau francezi care rămâneau impresionați de faptul că omul ăsta știa franceza veche. Franceza veche. Știa o grămadă. A fost un mare oral. Era și un oral, sigur. Adică și el și-a dorit asta, că știu că copil fiind participam la săpături arheologice cu el, tocmai din bucuria asta de a-l asculta, pe cuvântul meu. Da, este, Casa de Cultură era umplută de... Când așa Iulian este. Antonescu vorbea, sala mare a Casei de Cultură, 700 locuri acolo, era plină. Ei, din păcate, oameni ca dumneavoastră, oameni care și mai sunt aici, care ar putea să vorbească, nu mai au spațiu necesar. Nu li se creează spațiu. Mă gândeam câteodată, ce-ar fi ca Iulian Bucur să se suie în piața din piața asta a Casei de Cultură, pe un podiu și să țină o prelegere despre... Eu sunt absolut convins că poate prima dată o să fie 20, 30, dar următoarele vor fi oameni extraordinari acolo. Nu vreau să nu vă fac o... Bine. Acum o simt ca o datorie. Sincer, ar trebui făcut ceva care să șocheze. Pentru că, de asta sigur susținut de autorități, că nu poți altfel chiar așa să fii, dar sunt convins că ar fi o masă de oameni care ar dori să asculte. Lumea are nevoie de poveste, o poveste frumoasă, nu cu criminal, cu războaie și cu isătulă de asta. Și nu înseamnă că să nu le știe, dar are nevoie de istorie. Se miră toată lumea, domnule Bucur, că și cu decât... Gata, aproape se termină. N-am vorbit nimic. Dar se miră, trebuie să spun lucrul ăsta, se miră cum de, iată, Austria continuă să fie, Ungaria continuă să fie, Rusia continuă să fie, America continuă să... Păi, în primul rând, eu spun ce pot să vadă oricine. Se duce la Viena, la Șombru, vede Palatul Șombru, ce minunat. Dar dacă s-ar uita puțin în partea dreaptă, ar vedea cum coloane întregi de copii merg în aripa din dreapta, unde copiii sunt îmbrăcați în costume împărătesei Elisabeta al Sisi, Franz Iosef, și li se spune, vai ce mari eram noi Habsburgii. Același lucru se întâmplă în Ungaria, cu husarii și cu toate poveștile lor.
tot timpul e poveste. În cea mai mică, în cel mai mic cas, palat așa de, din Ungaria, ți se spune poveste. Cred că povestea este cea care lipsește. Știți, nu ziceți primul. Există un, tot un evreu pe care îl cheamă Yuval Harari. Da, și e ultima el spune că de fapt asta ne și unește, că de fapt omul s-a format, omul a devenit om atunci când a născocit o poveste despre el, despre lume. Și când a mai și reținut și când a mai reușit să o mai și reproducă prin vorbe, nebălbăindu-se, atunci lucrurile au fost cum trebuie. Mai rămâne, era putea să fie un subiect de sine stătător, rămâne. Sigur, vorbim de oameni, de dorințe a oameni, cadru rămâne. Ce facem, din câte știți dumneavoastră, ce face Bacău cu muzeul? La Iași, Palatul Culturii este o minune și Lăcrămioara Stratula Băcăuanca a avut un rol esențial în a reface. Sunt și alte muzee în țară, iată și Cetatea Neamțului, și Cetatea Sucevii refăcut. Cum găsim cadrul ăsta de muzeu în Bacău când aud cu destulă tristețe, aș spune, nu știu, poate necunoaștere, hai să zic nu tristețe, că muzeul din Bacău ar trebui să se mute, că sigur aici a existat un om mare, entuziast, profesorul Capitanu. Ce se întâmplă? Există șanse să vedem dincolo de... A fost decizia politică, o decizie care a avut o foarte largă majoritate în Consiliu și deciziile politice nu au trecut, discută. Din consilierii prin muzeu? Poate că a trecut muzeul prin consilierii, nu știu. Vedem... Da, nu. Adevărul adevărat este că mulți consilieri au trecut prin muzeul nostru. Am avut dată niște berze, niște păsări, niște pescăruși. S-au rătăcit pe muzeul nostru și am avut nevoie de sprijinul unor prieteni ai naturii care sunt și prin Consiliul Județean și ne-au ajutat cu tot. Să spunem, iată, a zburat timpul. Vorbeați de berze, el se duc, se întorc, deci se pot întoarce și lucrurile bune. A zburat timpul, domnule Iulian Bucu. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru pasiune, pentru că prin pasiune putem transmite și dorințe, și idei de... Vă mulțumesc tare frumos. Sper din tot sufletul să ne mai vedem și cu alte ocazii legate de... Asta sună de așa standard. Dar sper pe niște lucruri chiar punctuale legate de istoria Bacăului. Sigur, mulțumesc frumos încă o dată. Voi veni cu mare bucurie. Pentru tot. Bucuria a fost a mea. O seară plăcută. Ne revedem săptămâna viitoare.